Bună seara, bun regăsit, bine ați revenit la emisiunea Idei pe Contrasens aici la TLM. Ne întâlnim în această seară cu adevărată legendă a Iașului. Este vorba despre poetul Emil Vârmaru. Bună seara, bine ați venit. Nu știu dacă vorbeați exact pe generic și spuneați, dar ce ai, ești emoționat? Păi n-ar trebui să fiu? Da, mă rog, ca moderator poți să ai surpriză cu mine, așa că... Credeți-mă că știu lucrul acesta, dar mi-am asumat un risc suplimentar în seara asta. Lumea observă că sunteți așa tot timpul îmbufnat, aveți o îmbufnare caracteristică. Ce vă nemulțumește, domnule Vârmaru, tot timpul? Ce mă nemulțumește? În ultimul timp, cred că mă nemulțumește faptul că îmbătrânesc. Ceea ce se observă foarte bine prin reacțiile pe care le au femeile față de mine. Adică nu mai au nicio reacție, pur și simplu. Se uită ca prin sticlă, așa, pe stradă. Dă-i seama, chestia asta nu poate să te bine dispună. Sau, mă rog, ca maxim semn de tandrețe, așa, când mă duc și îți cumpăr câte un plic și timbru, spune, lipiți-vă dumneavoastră timbrul. De fapt, așa este cutuma. Regula, da. Da, da, așa e regula. Mă intrigează, dar nu asta ce? Chiar am spus, da, nu asta ce? N-aveți limbă? De fapt, e o tușieră. Da. Evident, da. O tușieră. Și am spus, da, avem limbă toți, nu știu ce. Au început să râdă. Nu sunt bufnat, depinde cum mă prinde. Iar pe stradă ce? Să fie așa într-o dulce veselie, să mergi pe cuza vodă zâmbind, așa. În ultima vreme refuzați des și jurnaliștii, nu vă mai place să dați interviuri? Am dat câteva interviuri lungi, adică ăla de pe internet cu Daniel Cristea Ianache, care 5 episoade, pe la episodul 4 deja aproape mă terminasem. Da, dar știți și dumneavoastră cum e audiența presei culturale. O apariție la televizor atinge mult mai multă lume decât da, da, depinde și de zi, de ce se întâmplă, depinde de contextul politic. Să știți că la mine era abia punctul 9 tema asta cu femeile, da, punctul la care 9. Bine, ați început cu punctul 9, care e de la Iași, nu e de la Timișoara. Și am pregătit 9. Două citate. Unul e din Nelu Ploieșteanu, zice așa: banii n-aduc nimic, mă, femeia e totul, atât. Da, asta e din Adevărul de azi, cred. Da, și unul din violonistul Vadim Repin zice că sunetul viorii e ceva foarte apropiat de iubirea sau emoția unei femei. Care vi se pare mai autentic, al lui Nelu Ploieșteanu sau al violonistului rus? Sunt amândouă, adică primul chiar azi a apărut în Adevărul de weekend. Da, știu că m-am uitat foarte atent la chestia asta și era și un interviu lung, vreo 3-4 pagini, nu știu cum. Acum dumneavoastră... Da, femeia e totul, da, femeia este totul când ai bani. A contat atât de gândit, mult în viața nu, la mine, nu, dar în general, dacă ai bani, ne atragi ca mierea de albină vine la tine. Da, dumneavoastră ați avut alte metode de a atrage, dedicându-le poezii, de exemplu. Nu, dedicându-le poezii. Poeziile... Da, e normal, acum trebuie să vorbesc despre poezii. A scris una pentru Valeria Seciu, care a intrigat-o foarte tare și pe care ați auzit-o, da, pe scenă recitându-o. Interesant e că, de fapt, eu i-am trimis lui Valeria Seciu o carte cu o dedicație în distih. Și am dat-o lui Cotescu, care era soțul ei. Soțul Valeriei Seciu. L-au citit dedicația, l-au început să râdă, că era sunt sensibil, fără sensibil, până la oribil. După aceea Valeria Seciu a venit în Iași cu un recital, mai era cu Nasta, și într-adevăr mi-a dat un telefon și m-a invitat la recitalul ei. Eu foarte entuziasmat, că domnule, acum am dat lovitura, nu știu, m-am dus la ea la hotel. Și bineînțeles că am vrut să intru și în cameră și a spus, nu, aștepți jos și mergem până la teatru.
Mai e un episod, în momentul în care scriați scrisori Gabrielei Melinescu, iubita oficială a lui Nichita Stănescu, să le spun și telespectatorilor, la un moment dat rememorați faptul că Nichita Stănescu vă trimitea scrisorile împreună cu cea a Gabrielei Melinescu, ca să se știe clar cine-i stăpânul. Bine, de fapt s-a știut clar, pentru că m-am întâlnit cu Nichita Stănescu acolo, la Gabriela Melinescu, el... stătea la ea, de fapt, pentru că era căsătorit, a plecat de mult din căsnicia aia a lui și, de fapt, eu m-am dus, nu mai știu acum, da, m-am dus totuși pentru el, când am luat premiul. Premiul m-a enervat foarte mult Nichita Stănescu. Și o să-i explic și de ce. Știu, când am luat premiul, m-am dus... Adică am luat să mă duc la... Premiul era vorba? Premiul de debut în poezie pentru prima carte, în 70. Deci s-a dat în 71. Cred că atunci m-am dus prima dată, chiar cu premiul, că punea într-un tub premiul ăla, mă rog, m-am dus cu... Nichita Stănescu fiind deja o celebritate. Da, era. Păi, da, dar era cam, cred că el s-a născut în 36, parcă așa ceva, deci era cu vreo 3 ani mai mare ca mine, adică noi eram cam de un leat așa, cumva. Dar dumneavoastră ați debutat oricum mai târziu. Ne-am debutat la 31 de ani, el a debutat pe la 20 sau așa ceva. 24, cam așa, când m-am dus eu în Dolhasca la început, prin 63 au debutat, așa ceva, cu mai mulți odată, cu Ilie Constantin, cu Cesar Baltac, dar era cel mai pregnant debut. Și am prins și cartea de debut, culmea, la o librărie din Fălticeni, când Iași nu era. Și am avut curajul să mă duc și eu la Nichita Stănescu, dom'le, am luat premii de poezie. Nu-l cunoșteați? Nu-l cunoșteam. Și care era partea care vă enerva? Nichita este, mă rog, este, a fost, este și va fi un mare poet. Și pentru ceilalți poeți era foarte important modul în care el se comporta. Pentru că era dat ca un exemplu, adică, dom'le, poetul Nichita Stănescu, dacă vine la televizor, știi că asta m-a scos pe mine din sărite și la spus, singura televiziune. Da, la singura așa televiziune și vine și spune că poetul trebuie să viziteze fabricile și... Păi atunci se iau de tot, spune, domne, dacă Nichita Stănescu vizitează fabricile așa și că pentru poezie importanță, vedem pe oamenii munci și gargariseri de astea. Bun, era imediat după momentul tezelor din iulie. Asta da. Era cutuma. Bine, ca cutuma, dar cutuma nu să a se întoarcă la celula de bază, muncitorul. Cutuma aia. Mi-a apărut o carte și la editura militară, roșu vertical, știu cum am legat-o din chestia asta, am spus, dar de ce roșu vertical? Că eu uite așa că îmi place mie roșu vertical, mă. Nu-ți place? Zic, da, dar așa ca chestia, e roșu vertical. Editura militară. Plus că el era cu necuvintele. Eu doream din și toată inima să scriu și discuția cuvintele. Aceea cu Nichita Stănescu, cum s-a desfășurat în momentul în care ați ajuns în fața lui? În fața lui, de fapt, eu am tăcut mai mult. Iar Nichita s-a dezlănțuit în niște... Nu, era absolut cuceritor când începea să vorbească și vorbea ori în șir, adică au vorbit la nesfârșit, ceasuri întregi și-o și băut în timpul ăsta. Bineînțeles că am băut și eu, dar el era și obișnuit. Prin urmare, toată starea aceea de nervozitate pe care aveți, toate lucrurile topit, pe care voiați... S-a topit, m-a cucerit și pe mine, era fascinant, absolut. Și, pardon, vorbea extraordinar de legat și de... Și vorbea poezie, pur și simplu. Era o plăcere să stai cu dânsul. Mai ține loc poezia de ceva?
în zilele noastre? Nu mă întreb acum. Adică de ce să țină loc? Nu știu, de prietenie, de foame. Nu cred că poezia se citește oricând. Sunt, dar sunt categorie, nu, mai ales bănuiesc că cei tineri citesc mai multă poezie, bănuiesc, nu știu. Deși când eram elev sau când eram student la medicină, aia nu citeau poezie, habar n-aveau, nu. Acum avem mulți poeți din rândul medicilor ieșeni. Medicii se pare că sunt mai... Asta nu înseamnă neapărat că sunt mai, niște talente extraordinare. Nu, se pare că totuși formația aia, o umanistă, așa, ești mai aproape de oameni. Eu, de exemplu, n-aș fi fost deplasat dacă aș fi spus că, dom'le, medicul trebuie să fie lângă oameni, pentru că medicul, într-adevăr, era între oameni și era lângă patul bolnavului, vrei, nu vrei, asta era meseria. Dacă îmi spunea Nichita, care era și foarte abstract și cu foaie verde de albastru și chestii de astea, că îmi place, acum îmi place. Mie Nichita Stănescu îmi place foarte mult, mai ales în ultimele lui. Este și alea că are o carte în dulciule stil clasic, dar în ultimele, care nu au fost apreciate de critică, ba chiar unii l-au, știu că era supărat pe chestia asta. Da, să depășim momentul cu Nichita Stănescu și să ajungem înapoi la dumneavoastră. Multă lume susține că sunteți cel mai cunoscut scriitor din orașul Iași. Vă simțiți ca atare? Dom'le, eu nici pe aia din bloc, adică nici aia nu mă cunosc. Deci sunt doamne foarte... Respectabile? Nu respectabile, doamne foarte drăguțe, să le spun. Mă rog, e și un bloc cam în centru, cred că sunt mulți care sunt, care nu sunt proprietari, schiriași. Da. Sunt foarte multe femei frumoase acolo, eu le salut, dar mai ales una bate record, o salut de ani de zile și nu răspund niciodată. Și am întrebat eu și pe fiică mea, zic, măi, ce-i cu aia, ce ca e, dar nu știi că aia e cam așa. Păi zic, nu știu, bă, eu tot salut. Nu că eu salut așa de la distanță, dar ne pocnim nas în nas, eu deschid liftul, ea vrea să intre și eu să ies. Normal că sunt sărumână, aia le-am. Cu adică, cei de sex masculin din blocul dumneavoastră aveți o relație mai... Da, normală. Adevărul e că... Da, cred că nici nu vă pasă dacă, atât de mult dacă vă salută sau nu. Bărbații. Dom'le, când salut o femeie și aia nu răspunde, mă cam mâhnește. Da, ce? Da, simțiți așa totuși că aveți o faimă, că pe internet nu duceți lipsă? Nu, asta mi-aduce aminte din Escu. Bun, acum, dacă reduceți lumea la blocul dumneavoastră, câți cititori de poezie pot să fie statistic într-un bloc? Nu știu, nu-mi dau seama. Unu. Dar ăla e cu 10, dar s-ar putea să fie mai mulți acum. Hai, doi. Păi da, adică eu și cu fiică-mea. Am înțeles. Dar publicul dumneavoastră oricum e mai numeros decât al majorității poeților români. Mi-a luat că Dinescu spunea, băi, eu sunt cel mai mare poet din Dristor, când stătea în Dristor cu Denisa, și tu ești cel mai mare poet de pe Vasile, de pe Cuza Vod, adică, știi, din blocul Plomba. Cam așa, care cât mă cunosc acolo că scriu, nu îmi dau seama. Era săracu unul care chiar și pe cealași palier era, dar ăla a murit. E un bloc proprietar. Tot spuneați de femei. Credeți că mai poate fi cucerită vreo fată cu poezii de dragoste? Acum? Da, o cucerește poezia, dar nu poetul. Sunt foarte bine înțeles. Da, de ce nu se mai face lipitura? Nu, eu am dezamăgit chiar, cred că... Deci aveam deja 30 de ani, a apărut detectivul Artur, toți, domnule, detectivul Artur, vedea un om subțiri, chestii, elegant, așa, așa și, Sherlock Holmes. Da, așa, o figură. Și eu eram un tip grăsuliu, eram după... Da, nu era poză pe copertă? Nu. Poza autorului. Poza a apărut mai târziu. Știi că eu pozele mai dinspre
bătrânețe sunt mai expresivi decât alea din tinerețe. Și dezamăgeam pe toți, adică așa închipuiau, efectiv Artur, Julien Ospitalierul, chestia, tot personajul de ăsta. Și eram o permanentă dezamăgire vizuală, așa, când mă zăreau, nu cădea nimeni în brațele mele. Chiar îi invidiam pe ăștia care aveau succes la femei. Nichita Stănescu, când m-a văzut prima dată, a spus, bă, tu ești de la țară, da, eu sunt de la țară, deci, bă, tu trebuie să dus la femei. Primul punct. Și după ce au discutat imens, nu știu ce, așa, a spus, stai că cunosc eu o tipă blondă, prezentatoare la TVR, de limba germană. Aia îți trebuie. Ție. Era de la emisiunea de cursuri de limba germană, nu la emisiunea limba minorităților. Da, da. De o oră sau de jumate, nici nu mai țin minte. Eu nici nu mă uitam la asta. Știu că la telefon și mergem acolo. Da. Și, dom'le, nu răspuns aia, nu răspuns. Adică am avut un fiasco. De fapt, nu știu eu ce naiba să mai putea întâmpla. Dar ideea lui... Tot la o vedetă s-a gândit. Cât putea exista vedete de televiziune pe vremea multe, aceea. Nu știa foarte mult, era foarte cunoscut. Și spunea că de ce mă irită chestia cu necuvintele, pentru adică eu care luptam tot timpul să scriu cu cuvinte și cuvintele să fie foarte importante, de fapt și la el sunt foarte importante. El ce părere avea despre volumul dumneavoastră? Îl citise? Văzuse atunci la prima întâlnire? A apărut să nu... A primit sărățul premiul deja. Nu, el a început să aibă păreri de, așa când eu am început să scriu lui Gabriela Melinescu. Iubita sa oficială. Da, iubita lui și cu care, mă rog, a stat până când ea a plecat. Ea a plecat atunci în Suedia. El a fost, știu că a avut chiar și o pauză în scris atunci, de câțiva ani. Există o diferență majoră între o poetesă și, cum îi se spune, o femeie poet și un bărbat poet? Normal că există. Dacă vă dă cineva un volum și nu ascunde autorul, cum se pun... în plic la concursurile nu, de știu, uite, vezi că literare nu, cu mod. Acum, cum s-a amestecat așa, dar îți dai seama. Acum, poetele sunt și te aștept să fii mai delicate sau mai nu știu. De, uite, Angela Marinescu este de o duritate blindată. Mă gândeam că un volum blindat. Sau... Mă gândeam că femeile au din nefericire ca poetă un handicap în conștiința publică. Avem imaginea aceea cu Eminescu cel foarte talentat și Veronica Micle cea prea puțin talentată. Da, dar era drăguță Veronica Micle. Bun, dar asta... Și după aia din scrisorile alea care au apărut tocmai la Polirom și făcut atâta vâlvă, după atâția ani date la iveală, se vede clar că Veronica ținea la Eminescu, ca dovadă că ea se ducea, el tot spunea că da, vin, așa, până când se ducea ea la București. Și chiar m-am gândit, eu cred că Veronica Micle ținea foarte mult la... Și nu stim acolo să vezi cum se ceartă și cum el îi spune, domnule, nu știu ce, gata, am terminat, nu știu ce, foarte așa, și după aia iarăși cade ca o curcă. Vă ofer un răgaz pentru a sorbi din cafea, vă adresez o întrebare mai lungă să acopăr spațiul. Mă gândeam la faptul că preocuparea asta pentru poezie, cel puțin acum în societatea noastră, e foarte bagatelizată. Adică cei care scriu poezie sunt văzuți ca niște lunatici, eventual incapabili să-și găsească un serviciu și incapabili de orice în general. Nu sunt lunatici, sunt chiar foarte... Adică percep realitatea extraordinar de puternic. Asta o știți dumneavoastră din interior. Nu eu, dar și ceilalți. Adică ăștia, generația tânără, de exemplu, care scriu o poezie de pivniță, de gang, de nu știu ce, așa, de mizerie, de fratele Păduche, Dan Sociu, cu
fratele Păduche, au o percepție cotidiană extraordinară de puternică. Și dacă sunt chiar un soi de prea căzuți în zona asta, deci, în mizeria. Credeți că poetul nu mai are imaginea aceea de pierd de vară? Că în general vorba despre, nu vorbesc despre vârfurile poeziei aici, ci despre oameni cu oarecare preocupare. Probabil cunoaște site-ul poezie.ro, unde avem, cred că, o țară cu 1 milion de poeți. Da, sunt foarte mulți. Scriu foarte mulți, dar puțini sunt reali și care își urmează cumva un destin al lor, nu că la întâmplare, așa, hai să scrie și el și să devină poet. Nu e ușor, nu e ușor, dar trebuie să renunți la foarte multe lucruri. Cum să spun eu, nu e ca și cum ai fi în mină, dar sunt momente de renunțare, adică... Poți trăi din asta? Nu știu, mă rog, poate Cărtărescu, dar el nu mai scrie poezie. Nu știți un poet care să-și permită în România poet să trăiască din asta? Poet care din poezie? Nu cred. Dar e un serviciu, dar să trăiască numai din ceea ce se dă pe cărți. Păi, dar un poet, în primul rând, nu scrie. Înainte mai apărea, mai scotea Nichita două cărți pe an. Adică nu scrie așa de valma, anul și volumul, nu. Și atunci de ce prozatorii reușesc să scoată unii câte un volum, câte un roman pe an? Câte un roman pe an, chiar cât un roman pe an, nu prea scoate nimeni, scoate la 2-3, dar în lungul scoate la 2-3 ani. Mă gândeam la Amélie Nothomb, autoarea franceză, care scoate în fiecare toamnă, are n-are treabă, da, eu tot le cumpăram, le luam, adică... Bine, nici nu erau foarte groase cărțile lui Amélie Nothomb. La un moment dat, ciudat, știi? Chiar Silviu Lupescu a spus, dar ce vrei, bă, cu asta? Ce strepție? Eu nici nu scrie ca lume. Cine? Păi zic, tu ce le pruvești? Am înțeles. Da, la modă. Da. Dar s-o cam terminat și rola de cărți, că apărea într-adevăr, anul și volum. Să știți că în Franța își face în continuare da, datoria, nu a uitat-o publicul. Știu că era și slăbuță, ca șectică, nu știu ce era cu dânsa. Cu poetul Emil Brumaru în partea a doua, după câteva minute de publicitate. Revenim. Vrei ca mașina ta să primească atenția cuvenită și să fie curată luna? Vrei să beneficiezi de cele mai mici prețuri din oraș pentru spălat auto interior-exterior, curățat tapiserii sau degresat jante? Te așteptăm cu servicii profesionale de cosmetic auto la spălătoria Auto Pro la Cumătru din capăt Canta, înainte de pasajul rutier. Numai aici, cu doar 20 de lei, beneficiezi de spălat auto interior-exterior, silicon board, silicon cauciucuri, ceară lichidă și parfum. Auto Pro la Cumătru. Calitate și profesionalism. Alegerile noi sunt mereu riscante? Chiar nu poți anticipa neprevăzutul? Siguranța deplină nu poate fi atinsă? Încă nu crezi în perfecțiune? Testează noul Hyundai i40. New thinking, new possibilities, Hyundai. Așa ceva. Noi suntem Forța Zoo. Daniel Butogan se întoarce acasă cu cel mai tare sezon din istoria radioului. La Radio Zoo câștigi premii de 200.000 de euro, sute de euro pe oră și mega apartamentul Zoo. Ascultă Radio Zoo în Iași pe 104 FM. Întreabă medicul cum îți poți asigura protecția de lungă durată a inimii și a vaselor de sânge prin doza optimă zilnică de Aspenter. Ia-ți pastila de inimă.
Teleemon, lider pe piața locală de media, oferă oportunitatea unei cariere, operator imagine. Responsabilități: realizează activitățile specifice domeniului în cadrul unei echipe de filmare, asigură calitatea artistică și tehnică a cadrelor realizate. Candidatul ideal trebuie să aibă studii tehnice de specialitate, experiența în televiziune constituie un avantaj, permis de conducere. Beneficii oferite: integrare într-o companie locală de prestigiu, salar atractiv, program de lucru flexibil. Trimiteți CV-ul pe e-mail la personal@telem.ro sau la fax 0232-264-144. Geografie, științe exacte, literatura, istorie, cultură civic, artă. Au la dispoziție și bolul magic. Noi suntem curioși să vedem cine operă bolul magic. Urmărește cea mai tare confruntare dintre elevii din Iași, Cupa TLM între licee, în fiecare duminică de la ora 12 și în reluare de la ora 19, numai la TLM. Nu ne mai rămâne decât să trecem la treabă, pentru că vor învăța ei pe parcurs despre ce e vorba. Seven years in Folsom, in the hole for three, McNeil before that. You're looking to go back? Right. I am never going back. Then don't take down scores. I do what I do best. I take scores. You do what you do best, trying to stop guys like me. Vorbind despre Iașul de altă dată, profesorul Nicolae Iorga îl considera un adevărat muzeu în aer liber. Fiindcă zestrea edilitară s-a pierdut în mare parte de-a lungul timpului, încercăm prin câteva prezentări să evocăm locurile și zidirile ce au dat farmec fostei capitale a Moldovei. Fotbal, handbal, basket, volei, rugby. Iașul își caută gloria de altă dată. Jucători, antrenori și oficiali vor fi invitații lui Cezar Floristeanu în singura emisiune de sport care contează. Vă invit într-o incursiune în lumea sportului ieșean. Urmăriți emisiunea Top Sport în fiecare luni, numai la TLM. Tribuna de la care iei cuvântul în fața lumii. Hot Blog. Scoatem blogosfera ieșeană la raport. În fiecare luni, de la orele 18:50, numai la TLM. Am revenit pentru partea a doua emisiunii Idei pe Contrasens. Am discutat cu invitatul acestei serii, domnul Emil Brumaru, cel mai cunoscut scriitor al Iașului și unul dintre cei mai cunoscuți poeți ai României. Despre politică am discutat în pauză și m-a întrebat dacă Dan Cârlan mai e la PNL. Nu mai e la PNL, a condus PDL-ul de Iași multă vreme. Era înfocat.
la cât traseism e în România noastră, toți au fost înfocați prin două, trei locuri. Dar acum două zile, de fapt nu, ieri, joi, când v-am invitat la emisiune, m-ați expediat, vă deranjam că vă uitați la votul din Parlament. Era pe la prânz. Și ce părere aveți despre ieșanul Mihai Ungureanu în funcția de prim-ministru? Îl cunoașteți? Strict ca ieșan. Eu cred că Iașu va avea de câștigat. Dar asta o spun pentru că sunt din Iași, așa. Întâmplător, așa, da, așa s-a întâmplat. L-am și cunoscut în timpul cât eram consilier, am fost și eu consilier municipal, dragă doamne, din 96 în 2000, iar tata lui Răzvan era și el în consiliu. Și era îndeplina funcția de viceprimar. Viceprimar, da. Noi eram din partea PAC-ului, care după aia Partidul Alianței Civice, spun pentru Alianței, cine da, poate nu mai da, amintește. Da, trecut în istorie de acum, nu mai știi ce-i PAC-ul, nu mai e țac PAC. Era și domnul Simirad pe acolo, nu? Pe la da, PAC. Da, Simirad a făcut Partidul Moldovenilor. Nu după știu aceea, da, 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 și, da, da. Mă rog, o cotit-o, el l-a luat-o și după aia s-a mutat iarăși în altul și tot așa. Eram la Comisia de Cultură, deci cu ocazia asta l-am cunoscut și atunci... În calitate de fiu al viceprimarului de atunci. Da, știu, care venis, nu știu, cred că era în momentul în care fusese deja numit secretar de stat la, prin 98, așa ceva. Fusese numit secretar de stat la Ministerul lui Pleșu. La Ministerul de Externe. Da, și cred că pe acolo să vorbească cu taicu, nu știu, taicu a făcut cunoștință, i-am dat și o carte, știu că era, mi-a făcut și reclamă, adică am făcut o poză și mi-a ținut carte așa, cu, și mi-a și spus că vă fac reclamă. Mai aveți poza? Nu am, oare, nu știu, la primărie există poza, așa m-am pozat și cu regele, când a venit și Mihai, regele Mihai, de vreo două ori a venit. Dar e un tip foarte politicos, îndemnos la vorbă, în sensul că nu era țâfnos, nu, așa era. Și acum m-am gândit, domnule, e un prim-ministru asta relativ tânăr, atunci era un secretar de stat foarte tânăr. Da, am citit acum când am dat pe online, la ziarul de Iași, am citit un articol al lui Pleșu, cu cele trei puncte de ce îi place lui de Mihai Răzvan Ungureanu. Și era și părerea lui Adriana Săftori odată. E care e ciudat și asta este de admirat, din punctul meu de vedere, absolut personal, faptul că este singura, domnule, singura din parlamentarii PNL care când a spus că își dau demisia din Parlament, s-a dat demisia... La Adriana Săftoiu. Haideți să nu sărim așa la Adriana Săftoiu de acum. Dar ce are, nu? Să vorbim despre ieșanul nostru, despre Mihai Răzvan Ungureanu. Vorbim despre ieșanul nostru. Păi era și părerea lui Adriana Săftoiu care spunea că s-o cam grăbit. Mihai Răzvan Ungureanu. Da. Da, era mai potrivit în postul de la Serviciul de Informații Externe? Nu știu, atunci mi s-a părut bizar. Odată m-am întâlnit cu taicu și zic, domnule, dar ce s-a întâmplat acolo? Cici, că domnule, nu știu nimic, nu mă întreba nimic, nu... era foarte misterios taicu. Bănuiesc că nu semnase și tatăl său o hârtie pe care nu poate să divulge informații. Nu știu, nu, dar el, taicu întotdeauna nu dădea telefonul când era și secretar de stat. Nu-i dădea telefonul de la minister, nu, deși era cu noi acolo, nu, hai dumneavoastră, dă-mi telefonul, am și eu telefon, nimic, nu. Deci, dar așa cum se prefigurează guvernul acesta și cu Mihai Răzvan Ungureanu în frunte... Ce să spun, Boghicevici, sau cum e că am... Doamna, este doamna Boghicevici, da, deci care pune o pată de culoare... Ajungem tot la subiectul femei în cabinetul. Femeia politică.
De Mona Muscă vă plăcea și chiar ați amenințat-o ca să te-o lua de soție, da, în eventualitatea în care divorțează. Da, când era și Dan Lungu care umbla că ar fi fost pe cultură la numit de prefectură. El așa trebuia să fie. Nu știu, acum văd că te uiți așa, nu știi. Dar trebuia să răspundă de cultură din partea prefecturii. Da, era la nivel de zvonistică, nu știu. Da, și umbla și el foarte atent, iar cu Mona Muscă era simpatică. Mi s-a părut simpatică. Am și spus, uite, în loc să vă cheme Muscă, să vă cheme Brumaru, nu? De-abia atunci s-a uitat foarte atent. Da, și pe finalul discuției astea, un pronostic, o să facă ceva la guvern? Păi, nu pot să dau un pronostic. E foarte, cum să spun, nu că e foarte, este un om, știi, asupra căruia încă nu planează ceva în afară de faptul că a fost șeful serviciilor SIE, care mi se pare chiar că trebuie să fie un om deștept acolo, nu poate să fie așa unul. Care habar n-ar ce cu dânsul. Îl vedeți candidat la președinție? Asta e ultima ipoteză, da, acum. Da, știu, am citit ultima ipoteză. Posibil, posibil. Este posibil. E o ipoteză pe care a lansat-o chiar și de aici, de la Iași, un profesor de istorie de la Colegiul Eminescu. Este vorba despre profesorul Sorin Sita, cu care au fost colegi de facultate și spunea că el știe lucrul acesta, că Mihai Răzvan Ungureanu țintește din totdeauna ca vârf de carieră funcția de președinte. Da, mai mare altceva, mă rog, decât președinte, ce poate să fie? Dar e credibil, vreau să spun. E credibil, dacă te uiți la ceilalți, așa, este chiar foarte credibil. Dar ne-am luat de la ce am plecat, de fapt. Plecaseram de la politică. Eram Comisia de Cultură, că văzusem pe Mitican acolo. Într-un promo, da. Da. Eram la Comisia de Cultură și ceea ce făceam noi acolo, adică lucrurile mai... Acum, după aia ne-am dat seama, de fapt, noi toți acolo. Schimbam numele la străzi, adică străzile, și asta la din când în când și la sugestia lui Mitican, care scria Comisia de Cultură, niște chestii foarte documentate, că așa s-o chemat înainte, așa trebuie să cheme și acum. Dar nu ne-am pus niciodată problema ce debandat o să creăm noi și chiar am și creat, pentru că la multe străzi le-am schimbat numele la poștași, la oamenii care, și la oamenii care stau pe străzile respective. Deci nu mai era strada nu știu care, ci era strada care se chema altfel. Și îmi vine a zbuit, dom'le, în cine am băgat noi atunci? Noi eram de bună credință, dar cred că cetățenii se cam enervau pe povestea asta cu schimbatul numelui străzi. Adică cu zavodă, mă rog, dau un exemplu, se chemi dintr-o dată altfel. Sunteți un meteo-dependent? Da, sunt. Sunt, bineînțeles că sunt. Care e? Eu am și o vârstă, dar sunt chiar pe buni, mă dor încheieturile, nu? Asta cu presiunea atmosferică, se zice. Vreau să vă întreb de zăpezile de altă dată. Zăpezile de altă dată. Bine, vă amintiți anul 1954, celebru zilele astea? Că, când au spus Iga și după aia a fost luat foarte tare în răspăr, așa, că uite, domne, și strânește panicul omul ăsta, m-am gândit în Iași, totuși aveam vreo 14-15 ani, 14 ani, nu 15, așa ceva, 14 spre 15, și în Iași cred că nu s-a simțit iarna aia grozavă care spuneau din 54. A fost fenomenul extrem la București. Da, probabil în sud a fost. Da, în sud atunci când au și murit Ionel Teodoreanu, pare mi se și... Dar la Dolhasca fost asemenea zăpezi, vă amintiți? Chiar așa, nu. Acum, cum am văzut, cum am văzut acum casa acoperită în întregime. Nu, de exemplu, cea mai grozavă iarnă a fost când am ieșit afară, eu coboram vreo 3 trepte din casă, și m-a trebuit să iau lopata și să-mi fac drum până la portiță. După aia, pe drum, se putea merge.
Nu era chiar așa că să fii blocat definitiv în casă cu ferestrele acoperite de zăpadă. Noi chiar bine, acum fiind medici acolo, era mai mulți. Era și la spital și la... oarecum aveam și o bucurie cam sinistră, pentru că salvarea nu mai putea să meargă de la Fălticeni la Dolhasca, pentru că era, totuși o fost și o iarnă în care știu că s-a blocat drumul Fălticeni. Și cum putea să fie asta un lucru bun? Bine, era bun pentru, în sensul că știam sigur că nu mai vine niciun inspector. Dar era problema urgențelor, noi totuși o puteam rezolva, eu din Dolhasca, dar nu alții din alte localități care nu erau în linia ferată, pentru că era o cursă locală Fălticeni-Dolhasca, Fălticeni-Dolhasca, de vreo 3 ori pe zi se întorcea, se ducea trenul. Spuneați că era un spital un dispensar? Nu, era un spital și de 30 de paturi, unde eram eu. Și erau și un dispensar. Și la dispensar mai era și medicul, și un cabinet stomatologic, și la dispensar erau doi, era unul care pediatru, unul generalist, la spital era unul singur, un singur medic. Înțeleg că era o situație mult mai bună ca azi, într-o comună să fie și spital și dispensar. Să fie făcut orășel, așa se spunea despre Dolhasca. Știu că am văzut o machetă și cam vis-a-vis de unde stăteam eu pe vremea aia, trebuia să fie o piscină. Da, nu din astea făcute de doamna Odrea. Mă rog, nu știu, da, da. Sigur vreau să-mi spuneți acum ceva de doamna Udrea. Nu, deci doamna Udrea o să apară în altă funcție. Uite, deja am și citit undeva că e pregătită pentru funcția de consilier prezidențial. Nu, primar al Bucureștiului. Primar al Bucureștiului. Da. Mă rog, nu știu. Unde mai e o concurență, Cristian Preda voia Toader Paleologul. Cristian, Paleologul e drăgălaș, domnule, dar nu îl poți lua în seamă, adică nu poți lua în serios, nu se ia singur el în serios. Așa e plăcut, nu e un tip dezagreabil. Mă uitam peste ce a scris presa ieșeană de-a lungul timpului despre dumneavoastră ca personaj monden de data asta. Nu vă mai întreb acum de Gina Pistol, dar am găsit un text din 2003 în care era descrisă vizita dumneavoastră la penitenciarul Iași. Acolo ați vrut să o întâlniți pe Tatiana Popovici, dar să-mi dați voie să spun, era iubita lui Kurt Treptow, un celebru scandal de pedofilie la vremea aceea, Tatiana Popovici fiind complice. Da. Aveți o pasiune pentru astfel de personaje exotice? Nu, era foarte drăguță. Eu mi-am cerut voie atunci la penitenciar. Din tăi am intrat și am discutat cu directorul, noi toți care eram acolo. Erau și ziariști, adică nu ziariști, nu erau. Chestia că o ziaristă de la ziarul de Iași a dat povestea asta. Și i-am spus să nu dei chestiile astea. Și am întrebat, dom'le, eu vreau să... noi trebuia să spunem poezii la Pușcăriaș. La Pușcăriaș femei? Nu, Pușcăriaș și bărbați și femei, nu. Păi nu, că erau cu locotenentele și cu locotenenții lângă dânsii, nu crezi. Și în ultimul rând, așa, era o tipă îmbrăcată în alb, deci blugi albi, bluză albă, cu niște ochelari puși pe păr, deci știi că se poartă așa, puși în păr, așa, da? Și foarte drăguț, și tot timpul, mă, zic, aia o fi, oare aia o fi? Era un personaj celebru în epocă. Da, era un personaj, a făcut și pușcărie, a fost mutată pe la Codlea. Și un an mai târziu apărea un articol uriaș despre iubirile dumneavoastră. Rămâne în suspans, așa. Și nu mai avem multe minute și nu știu câte lume mai aduce aminte de... I-am dat o carte cu dedicație.
Da, voiam să bifez pasiunea dumneavoastră. Pasiunea mea pentru pușcăriași. Nu, pentru personaje mai exotice. Era un articol uriaș în 2004 despre iubirile dumneavoastră și voiam să vă întreb. Emilia Chiscopu a făcut o... Da, o... Nu mai țin minte, eu i-am dat, dar cred că eu i-am dat. Mă pun întrebarea bombă pe finalul emisiunii, dacă e absolut necesar ca un poet care scrie poezie erotică să aibă și o viață asemenea, tumultoasă. Da. E o legătură? Îți dau și eu un răspuns foarte clar. Dacă ar avea o viață... Bine, are câteva momente în viață care sunt într-adevăr tumultoase, cum le spui, dar dacă el s-ar ocupa numai cu chestia asta, păi n-ar mai scrie nimic. Poezia, de fapt, e propice, adică este să iscă în momentul când iubirea este la oarecare distanță, adică când tânjești către iubită, când dorești să o vezi și atunci ți-o inventezi pe hârtie, ți-o imaginezi, o lauzi, mă rog. Nu... Spuneți că e clar, în viață nu poate fi ca în poezie. Nu, în viață nu poate fi ca în poezie și dacă ar fi, te-ar consuma. Te-ar consuma, n-ai mai putea scrie. N-ai mai putea scrie, n-ai avea timp. Dacă tot timpul ai agățat câte o tipă și tot ai trăit cu ea și te-ai zbuciuma și te-ar înșela și ai înșela-o și... Unul ar fugi și s-ar lua la bătaie și s-ar pupa după aia, păi nu se poate așa, trebuie să ai o anumită liniște. Îți spun, momente în viață sunt, dar nu sunt alea, în momentele alea nu scrii, adică nu știi, ești îndrăgostit, păi când ești îndrăgostit nu-ți mai vine, scrie, domne, adică trebuie să fii îndrăgostit așa, la modul nostalgic, adică ce bine ar fi dacă, nu când e chiar așa. Când e chiar așa, te ocupi cu chestia aia care e chiar așa, nu te-a pus să scrii poeziele. Spuneați că scrieți poezii de dragoste și ca o compensație pentru ceea ce nu da, se întâmplă. Da, într-adevăr, eu am... Bine, asta pare bizar, așa că îmi permis să spun. Că am făcut odată, ne-am luat, adică discutam cu Cărtărescu la telefon, băi, el se lăuda că a avut atât de puține femei, zic, nu te cred, eu am avut mai puțin. Și dar nu vă credă. Nu, și ne-am luat la numărat. Și am băgat și soțiile, că eu avusesem două deja și el tot două. Și știu cu ne-am pus noi și soțiile și eu atingeam o cifră destul din, nu, el ieșea că mai mult. Eu zic, vezi că... Dacă ne spuneți acum cifra lui Mircea Cărtărescu, avem de știre mâine la Cancan. Nu vă spun nicio cifră, na. Cancan și Click. Alea sunt nostime, de fapt, amândouă. Nu vreau să faceți dezvăluirea asta. Le văd pe net și Cancan și Click, dau, mă uit, văd care are... Mă rog, sunt fel de chestii. Numai într-o convorbire cu Emil Brumaru se poate trece de la Mircea Cărtărescu la viața mondenă, dar urmăriți, vă place. Dom'le, viața mondenă, care... Bine, îmi place, dar acum am început să mă enervezez uitându-mă. E vreun scandal acum? N-am mai urmărit. Nu, chiar nu știu, vreme. Nu, chiar, crezi chiar așa urmăresc. A, da, Pepe se căsătorește cu distinsa domnișoara Slănină. În ultimii două, trei zile m-am uitat numai la chestiile astea cu zăpada, cu dezăpezirea, cu aia care mor, sunt vreo 57, m-am impresionat, adică ieri până azi m-am murit 11, mi se pare ceva. Nu credeți că e un efect al televiziunii, tocmai că vă ține în fața ecranului? Cu morții? Nu, exact, dar prefer să mă uit la tenis, nu, că mă uit la tenis. Imaginez că lucrurile astea se întâmplau unele dintre ele și înainte, dar erau două ore de program la televizor. Nu le dădea acum de toată ziua povestea asta, care într-adevăr este destul de serioasă. Vreau să vă întreb dacă nu tocmai forța imaginii ne induce starea asta. Da, ne induce, da. Și alte imagini ne induce starea de mai știu ce.
Și vă uitați des la televizor, ce mai urmăriți? Îmi spuneați de tenis. Da, mă uit la meciurile de tenis, dar mă uit, de exemplu, la finalele lui, în care intră și Nadal, și Rafa, na, și cu cine intră el, cu Federer sau cu Djokovic, care era de acum pe toți de un an și ceva, mă uit la alea feminine, în care încă nu e prea clar cine o să rămână pe locul 1. Îmi plăceau surorile Williams, care erau, băteau tot ce întâlneau, dar acum au căzut. Am două, acum este una, Kvitova, Azarenka, pe locul 1, și a treia, Sharapova, care e în revenire puternic. La meciurile de volei feminin, Brazilia, brazilienicile sunt foarte... cad extraordinar de... Spuneți-mi un lucru, că suntem pe final, care vă enervează foarte tare la Iași, unul care vă place în continuare foarte mult. Domnule, stai să spun întâi ce îmi place. Îmi place, dar asta nu e... Îmi place că există una din cele mai mari de tur din România și cea mai puternică și culmea că eu am trăit văzând-o, cum se naște, cum crește, așa, editura Polirom, care cred că, din punct de vedere al volumului de carte, chiar este cea mai puternică. Și ce mă enervează? Mă enervează că Teatrul Național e blocat de ani de zile, stă în cârpi, în schele, în oblojit acolo și că nu se face. Ei, acum a venit promisiunea lui Ministrului Culturii că în mai gata, se termină, se face și la scenă nu știu ce era o chestie și se termină și vom intra și noi să vedem din nou teatru, pentru că sunt actori care... Eu mă întâlnesc pe stradă cu ei, zic, dom'le, o să muriți, nu o să mai jucați pe scena mare. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit în această seară pentru telespectatorii TLM și vă mai așteptăm să ne spuneți lucruri și povești, dar și despre ceea ce se întâmplă astăzi. A fost o oră extrem de agreabilă cu poetul Emil Brumaru la Idei pe Contrasens, în George Onofrei. Vă aștept marți, tot de la ora 20.